într-una din cele mai frumoase zile de toamnă, am renunțat la ideea de a vă prezenta motociclete și azi am adus unul dintre cele mai noi vehicule apărute pe piață. Este vorba de un Roadster, pcan-am, că așa îi spune producătorul Can-Am. Roadster Ryker 900. Încă de la apariția acestor vehicule din 2007, toată lumea s-a întrebat ce soi de jucărie e asta. Dacă Roadster, i-a spus producătorul, să-i spunem și noi tot Roadster. Este unul dintre cele mai noi mijloace de a te distra apărute în lume. În 2007, modelele pe care Can-Am le-a lansat se numeau Spider și s-au bucurat încă de la început de un mare succes. În primul an s-au vândut numai puțin de 12.500 de unități. Și vânzarea a continuat în același ritm, pentru că 8 ani mai târziu, la una dintre adunările organizate de Can-Am, a fost înmânată cheia în mod festiv celui de-al 100.000 proprietari, 100.000 de unități în 8 ani. Și după câțiva ani, Can-Am a considerat că trebuie să ofere publicului și niște modele mai economice, pentru că toate Spider-le apărute încă de la început erau niște jucării destul de scumpe, se învârteau undeva în jurul a 20.000 de euro. În 2019, producătorul canadian a lansat pe piață un model de buget. Se numește Ryker și este disponibil în acest moment în trei versiuni. Modelul de 600 de centimetri cub, modelul de 900 de centimetri cub standard, pe care l-am adus astăzi, și modelul Ryker 900 Rally, puțin accesorizat. Dacă primele versiuni produse de Can-Am erau echipate cu componente de top, un motor de 1330 de centimetri cubi, amortizoare SAC sau Fox, frâne Brembo, e bine, varianta de buget are niște componente foarte bune, dar nu tot atât de scumpe. S-a renunțat la amortizoarele Fox, la sistemele de frânare Brembo și pe modelele economice se folosesc amortizoare SAC și frâne Nissin. Acest Ryker oferă clientului posibilitatea de a-și adapta jucăria după nevoile personale. Principalele componente care dau poziția pilotului pot fi reglate pe o plajă destul de mare. Ghidonul poate fi mutat înainte-înapoi pe o plajă de 100 de milimetri. Scărițele pilotului și comenzile aferente pot fi plimbate înainte-înapoi pe o plajă de 300 de milimetri. Și în afară de asta, șaua cu o înălțime foarte scăzută de doar 597 de milimetri, probabil că nici nu există motocicletă cu o șa atât de joasă, este instalată la o diferență uriașă față de ghidon. E vorba de 40 de centimetri, 400 de milimetri diferență, astfel încât în momentul în care te așezi pe șaua jucăriei, practic te așezi undeva înăuntru, ești protejat. Și datorită acestui fapt, protecția la vânt este foarte bună și ea este completată de existența acestui parbriz reglabil și el, care aduce un plus de protecție la vânt. Motorul instalat pe modelul Ryker 900 este un Rotax cu 3 cilindri în linie, motor răcit cu lichid, care produce o putere maximă de 82 de cai putere la 8.000 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 79 de Nm la 6.500 de rotații pe minut. Există un pachet electronic perfect. De fapt, este același pachet care este prezent și pe modelele scumpe. Avem control al tracțiunii, avem control al stabilității și control al plecărilor în rampă. Evident că există ABS și în acest fel jucăria poate fi controlată perfect. Prețul final al Ryker-ului de 900 este de 10.000 de euro plus TVA, adică sub 12.000 de euro, cu 9.000 de euro mai puțin decât costă modelele de lux. Cât despre formele acestei jucării, ce pot să vă spun? Este cât se poate de interesantă și după părerea mea sunt foarte armonios legate. Pe mine mă vrăjește această șa a pasagerului în consolă. Nu se poate să nu-ți atragă atenția pe stradă. Și atunci probabil că pariul pus de Can-Am de a
produce un astfel de model ieftin este câștigător. Nu trebuie neapărat să scoți din buzunar 20.000 de euro ca să întoarcă toată lumea capul după tine. Mersul în oraș este distractiv. Nu pot să vă mint, să vă spun că te descurci la fel de ușor așa cum o faci cu motocicleta, pentru că ecartamentul mare al roților de față nu-ți permite asta. Dar nu ești nici mașină, pentru că după ce ai trecut cu roțile de față, cu puntea de față de obstacolul respectiv, cu spatele te descurci ușor. Plecările sunt spectaculoase, pentru că poate v-ați obișnuit cu 82 de cai la mașină, asta nu înseamnă nimic, dar la o masă de doar 280 de kg, 82 de cai sunt foarte mult și chiar dacă are transmisie automată, Ryker-ul pleacă repede, adică în momentul în care tragi de gaz hotărât, poate să plece cu scârțit de roți. Ca motociclist, nu o consider o primă opțiune. Deci nu cred că un roadster va fi ales de cineva obișnuit cu motocicleta. Te deranjează mișcarea independentă a roților, suspensiile fiind independente pe față. Nu ești obișnuit. Ca motociclist, știi roata de față care acționează unitar. Dar, din nou, Ryker și, în general, roadsterle nu sunt produse pentru motocicliști. Sunt pentru cei care au mașină, au eventual snowmobil sau au încercat senzația și vor ceva similar pe stradă. Nu se poate compara un vehicul cu trei roți cu motocicleta. Niciodată. Deci, această rubrică nu este destinată motocicliștilor așa cum facem de obicei. Este o prezentare a unui vehicul atipic, care n-are nicio legătură cu motocicleta, ci mai degrabă cu ATV-ul și cu siguranță cu snowmobilul. În loc de concluzii, sau mă rog, dacă vreți concluziile mele, un vehicul cu totul și cu totul atipic, care îți oferă un aspect spectaculos, îți oferă niște demaraje pe care nu poți să le ai la mașină, un cuplu pe măsură, frânare, să zicem, similară. În orice caz, ca nemotociclist, poți avea parte de niște clipe minunate și de o distracție fără egal. Necesită o scurtă perioadă de acomodare, dar asta nu înseamnă că la primii kilometri o să cazi de pe șa. Mergi cu grijă 20-30 de kilometri, după care nu-ți mai face probleme, așa că din prima zi poți o ieși să pleci pe Transfăgărășan. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!